să văd că sunt mai bun la diferite aspecte ale jocului. Aia mă interesează pe mine, pentru că știu că de acolo vine improvement-ul. E important să înveți să joci jocul, să fii bun la joc, nu rank-ul pe care l-ai neapărat. Am imitat un pic aici. Mamă, dar e un pic OP, un pic OP ori ăsta. Bine, am intrat eu un pic acolo. Trebuie să-mi dau eu la primului E. Da, e ok. Ok, am W-ul. Aaaa, ce-a forțat-o. Nu mă așteptam să forțez așa. Ok, îmi ține asta wave-ul. Vedem cum mă descurc mai încolo, dar până acum nu, nu m-am descurcat prea bine. Am dat un Q foarte prost. Nici n-am jucat cu Ione ieri. Am jucat numai campion la troll. Bă, nebunule. Oh, doamne. Mamă, uite-l cum îmi tankează toți minionii, n-are o treabă. Îmi dau repede un B, că n-am ce să fac, îmi dau un cheater recall repede. I-am scos ăla, o să fac un pic de trade ăla aici dacă vreau. Are R. Wow, stai, e unstoppable când își dă aia. E unstoppable când își dă W. Acum am aflat, trebuie să am grijă. Și Gragas e enervant, dar parcă ori e prea tank. Nu cred că pot să-i fac un combo full și să-l bat. Nu știu, mi se pare că îi dau prea puțin damage. Ok, am scos ăla, maybe, cu un prep un pic. Ok, dacă îi dau dodge la chestia asta. Am vrut să dau flash-ul. Nu cred! Mamă, ce outplay mi-a dat, s-a terminat! S-a terminat, well played. Vine rău ori, nu? Dar îmi place mult ori, mi se pare un campion foarte tare. Stai seama să poți să-ți cumpere iteme în timp ce stai pe lane. Next level chestia asta. Dacă iau și un plate sunt super fericit. El mi-a luat două. Nu mă ating de el acum. Trebuie efectiv să joc. Mega safe. Adică dacă până acum aveam o șansă, dacă jucam impecabil, acum nu mai am șansa aia. Oh, doamne. Văleu, mă, micule. Nu pot să-i fac nimic. Și n-am jucat rău aici. What the fuck, man. Dacă am dădea tureta în el mai repede, murea. Să-mi iau așa și așa și acum. N-am R. Am mai luat un plate. Bine, nu cred că are TP. Da, hai, tare. 100%. Că dacă tocmai mi l-am dat eu, 100% l-are. Bună. No, și-a dat R. Bă, toată lumea e aici, mă. Bă, săracilor. Toată lumea e pe curul meu. Ce aveți? Ce aveți, mă, frate? Toată lumea e pe mine. Lăsați-mă, mă, să mă joc. Nu poate omul să mai joace. Că vine Aurelion Sol și mai vine și Kha'Zix și mai era și Warren după mine. Fie treaba. Da, mă, că el e unstoppable. Câte știu acum, stau să-mi dicteze linia un căcat de tank. Dog Bark Master. Ok. Acum nu mai e unstoppable. Dar are ăla iară el. Ai de capul meu. Dă tureta mai puțin damage în el decât dă el în mine. Altă dată. Ah, m-a prins cu aia. Nu cred, cum s-a dat hitul ăla, cum vericule, mai mă fere, mamă, dacă îmi dădeam flash la R, dar bine l-am și baituit și a luat tower shatter de la R. Mamă, aici era kill-ul meu. Mamă, ce mă oftic când supraviețește cu atât de puțină viață. Și n-am jucat-o impecabil pe asta. M-am dat, nu aveam ce să scot, măcar echipa să ia Drake și astea. Bă, nu cred. Ok. Le pierd timpul măcar. Am luat minionii. Trei oameni top. Unlucky. Sunt boss match-ul ăsta. The boss.
cum să joci stilul de boss. Asta este, asta este, mai ești pe live, Rareș, asta este cum să joci de boss. Practic acum fratele tău ce face? Îi ține pe toți fraierii pe top lane, în timp ce echipa lui Iaute ravagii pe mapă. Toți fraierii vin pe fratele tău aici. Echipa mea ravagii, mănâncă. Vezi că overall impactul meu până acum nu e rău, având în vedere că trebuie să vină 3 oameni aici la mine pe linie. E funny, știi? Joc Sion doar că cu Ione. Joc Inting Ione. Mă trag. Nu, bă, glumești. Știu că ești fidată, dar sunt gen, știu că gen, man, trebuie să vină, să vină Kha'Zix iară. Unlucky, mă rog, direct support match-ul ăsta. Realmente playstyle-ul a fost fix de chestia asta, pentru că eu asta am făcut o match, am tras pe ăștia după mine, n-am făcut nimica. Eu sunt being chilling, frate. Cum am zis, ori cel mai probabil o să încerce să... Bravo, toată echipa doar e acolo. A venit pe ăsta, Micu. Dacă nu era Tristana, by the way, îl omoram. Da, ok, iar am tras 7 oameni după mine. Au mai luat 150 de gold, ok. E funny să trăiască să vină... Bine, nu știu de fapt cât au luat acum, că am și farmat. Și am luat și... Bine, n-am luat tot taurul, dar... Continuăm, strategia continuă. Nu părăsim strategia. Da, următorul item cel mai probabil o să fie ăsta. Ok, vin și eu. Mamă. Mamă, no, Aurelion. Unlucky, nu e nimic, unlucky. Ok, n-are sens să pușez acum cumva, că nu e... Ca și cum se întâmplă ceva pe hartă. Acum dacă o să pușez, doar o să vină toți pe mine și să mă omoare. Și toată presiunea pe care o am se duce. Pare că se strâng toți, 3 acolo, 2 acolo. Înseamnă că e momentul să pușez. Se pierd turete, n-am ce să fac. Nu e ca și cum vin eu și îi batem acum. Pare că pierde match-ul. Da, trebuie să mă duc repede, mă duc repede. Am timp? Da. Mi-a dat back, mi-era frică că pierdem match-ul. Nu e rău, am 3 iteme acum. Nu știu dacă, nu cred că, nu trebuie. Nu vă bateți, nu e bătaie, n-o să ne aducă nimic bătaia asta, absolut nimic. Ei iau un Drake și... Ok, grijă la ulta lui Aurelion. O să fie un combo nebun. Asta. Vine pe jucat aici. Pușăm mid-ul, mai luăm farm. N-avem niciun obiectiv. Ar trebui să încep mitica, dar nu știu dacă să-mi fac immortal-ul. Cred că e destul de bun, ce-i drept. Nu? Zona 400 health, să nu prendă health. Close, unlucky. Oh, nu, s-a sinucis efect. Oh, a scos-o cu ultimata Aurelion Sol? Mamă, toți sunt aici. Îl prindeam pe Kha'Zix aici dacă nu erau toți. N-am cum, fără râ. N-avem ce să facem, din păcate. Era super pe compul lor în late game. Noi nu prea aveam cine știe ce. Aia era problema.